La fel ca în preliminarele trecute, Moldova a fost învinsă de Olanda, de această dată la Orhei, unde haiduci au jucat în premieră. Moldova a început cu mult entuziasm acest meci, dar Adrian Adam a ratat o lovitură de pedeapsă. La poarta cealaltă, olandezii devin din ce în ce mai periculoși și reușesc două eseuri prin Amir Rademacher și Liam McBrady. Tricolorii n-au renunțat la lupte și au înscris un eseu prin Sergio Moroșanu, care evoluează în campionatul Italiei, iar Adrian Adam a adus alte două puncte. În momentele cheie s-a simțit lipsa liderilor Cobălaș, Arhip, Prepeliță, Mahu și Gargalic, iar Olanda, cu un pachet de înaintare mai solid, a făcut ca scorul să capete proporții. We never won in Moldova, so this is our first win here, so we're very happy with the outcome. Moldova's a very strong side, very physical, so we knew it was going to be tough. And we are lucky with the win today. Pentru Moldova a jucat și președintele Federației de Profil, Alexei Cotruță, care și-a încheiat cariera sportivă în urmă cu 5 ani. Înțeleg, scorul este mare, dar diferența în teren nu s-a simțit așa de mare ca scorul. Este primul meci, desigur, în componența asta puțin experimentată. Avem nevoie de mai multe meciuri ca să căpătăm experiență. Am avut, desigur, multe absențe, dacă erau la lot, era cu mult mai ușor și era mai bine. Dar le mulțumesc băieților, le mulțumesc antrenorilor care au depus efort. Meciul cu Olanda a fost de debut pentru selecționerul Constantin Vlad, care a lucrat peste 20 de ani la echipa CSM Bucovina, cu care a reușit de 4 ori promovarea în primul eșalon al rugby-ului românesc. Jucătorii au venit pe rând la cantonament. Nu am avut timpul, a fost foarte scurt, nu am avut timp să ne pregătim și sunt de și mulți jucători care nu activează în niciun campionat. Sunt foarte mulți jucători care și mulți tineri fără experiență. Astăzi au fost mulți debutanți în echipa națională a Moldovei. Totuși am avut și noi momente bune. Am mai avut în repriza a doua și un jucător eliminat și s-a făcut diferența. Este primul meci, noi n-am făcut niciun meci de pregătire. Este primul meci acum cu Olanda, după o pauză destul de mare. Asta nu înseamnă că trebuie să intrăm în panică, trebuie să mergem înainte, să căutăm să ne organizăm cât mai bine. Următorul meci Moldova îl va susține la Gdansk contra Poloniei pe 18 noiembrie. Apoi haiducii vor primi replica Elveției pe 25 noiembrie la Orhei. Din divizia trofii mai fac parte Portugalia și Cehia.